Într-adevăr, sistemul de creștere baterie la 3, într-adevăr, evacuarea dejecțiilor este complet mecanizată. Pentru că dejecțiile cad prin acele grătare, se duc pe niște benzi transportoare, ajung la capătul halei, sunt uscate și pleacă mai departe. Dezavantajul acestui sistem este mare consumator de energie. Așternutul obținut din sistemele de creștere se lasă direct în câmp, se poate lăsa, acoperit doar cu o copertină, iar după 5-6 luni se poate utiliza ca și îngrășământ. Pe când, fiind 100% numai dejecții, la sistemul de creștere în baterie 3, atunci chiar avem o problemă de mediu. Atunci acele dejecții trebuie să stea pe o platformă betonată, să nu curgă apa în pânza fratică și așa mai departe. Cam asta ar fi diferențele de creștere și exploatare. Mai aveți o întrebare? Da. Nicio problemă. Puteți puțin să dezvoltați ideea standului mobil? Ați spus că în Occident se practică ideea unui stand mobil care se mută. Cum se face, de fapt, tabulația la oi? Deci, europenii sunt foarte practici. De ce să torne o fundație betonată, temelie, alte avioane? Știți foarte bine, metru cub de beton e undeva la 5 milioane. Deci ca să torn 100 de metri pătrați, deja în loc să cumpăr pui, dau pe beton. Atunci ei au inventat aceste structuri mobile. De fapt, este ca un fel de solar. Bineînțeles, cu talpa mult mai solidă. Se pune așternut, se populează în hala de creștere. Când s-a terminat seria, se scot rătăniile și adăpostul este tras mai departe. Așternutul rămâne în urmă. Ori este împrejmuit și acoperit cu o prelată și lăsat 6 luni de zile, deci am eliminat partea de lopătat ca să scoatem așternutul de adăpost, ori cu un bob carte sau cu manual, acel așternut este îndepărtat de pe perimetrul respectivei ferme. Acest sistem de creștere se poate practica până la 2000 de găini, 3000 sau pui de carne, se poate practica cu succes. Vreau să mai fac și să mai fac niște precizări. Foarte multă lume nu știe și în general cei de la autoritățile statului acum mai au de ei. Deci o găină produce într-un 15 luni de zile 220 de grame de dejecții. Dacă raportez 220 de grame de dejecții la 15 luni de zile, vedeți dumneavoastră cât poluează găina. Un pui de carne produce 60 de grame de dejecții în 60 de zile. Împărțiți, deci un gram pe zi. Păi la 1000 de găini sunt 1000 de grame, un kilogram pe zi de dejecții. Păi o familie mai numeroasă produce mai multe dejecții, nu? Și cei de la mediu vin și pun tot felul de bețe în roate. Dom'le, nu-i distanța regulamentară, știți că nu-i distanța asta, n-am făcut asta, miroase, nu miroase. Deci ok, sunt de acord, în sistemele super intensive de 10, de 300 de mii de capete, într-adevăr, acolo sunt probleme de mediu. Dar pentru 1000 de orătăni care le ții pe un hectar sau pe jumate de hectar, chiar nu există nicio problemă din acest punct de vedere. Am înțeles. Un alt lucru care aș dori să-l știu, în România există furnizori de furaje pentru găini crescute în sistem liber care produc furaje altfel decât furajele obișnuite? Nu, deci furajul utilizat în aceste sisteme de creștere este identic cu cel folosit în sistem industrial. Problema se pune în felul următor. Dacă am teren, atunci eu cumpăr numai un premix de 10, 15, 20% și atunci vin în completare cu sursa mea furajeră. Dacă nu am teren în care să-mi produc furajele sau dacă nu vreau să mă chinui, atunci cumpăr furajul ca atare de la FNC. Dar dezavantajul că nu știu ce am în furajul respectiv. În momentul în care fac eu furajul în fermă și mai ales cantitatea de furaj nu este extraordinar de mare, atunci eu știu ce pun și intru în componență cu acel premix pe care nu putem să-l înlocuim peste noapte și care de fapt ne asigură esențialul, intrăm în componență cu șrot de soia, cu făină de lucernă 5%, făină de grâu 10% și un 40-50% porumb. Iar dacă vrem să ne mai jucăm pe perioada verii, mai intrăm cu 1-2-3% cu morcov furajer. Și atunci avem rețeta furajeră completă care mi asigură, din punct de vedere nutrițional, exact ca și în sistemul intensiv. Deci, am spus o leacă mai devreme, deci acest sistem de fapt de creștere și a găinilor răutoare și a puilor de carne este o combinație între sistemul intensiv și sistemul ecologic. Dacă peste noapte, deci mi-am făcut ferma de creștere în sistem extensiv și dacă de mâine vreau să cresc găini răutoare în sistem ecologic, nu este nicio problemă. Am schimbat toate găinile, am adus găine puicuțe ouătoare ecologice, aduc furaj ecologic și atunci am sistem ecologic.
Pentru că normele cu privire la suprafață pe cap de găină, stinghii de odihnă, hrănitori, adăpători, sunt identice ca la sistemul free range. Deci cine se orientează spre ecologic nu este nicio problemă. Deci poate oricând. Ce aș mai dori și ultima întrebare, ați putea să spuneți, să zicem, un traseu, așa, în câțiva pași, care ar trebui urmat pentru o persoană care dorește să înființeze o astfel de fermă, din punct de vedere al actelor, nu din punctul de vedere tehnic. Aici deja lucrurile... În primul rând trebuie să meargă la medicul veterinar de zonă. Pentru că medicul veterinar de zonă dă avizul pentru orice produs alimentar care pleacă din zona respectivă. După ce a terminat-o cu medicul veterinar, dacă își face construcție nouă și nu-și face adăpost mobil, atunci se încurcă în autorizarea de construire. Dacă e extravilan, atunci trebuie să treacă terenul intravilan și începe poveștile. Dacă și ia adăpost mobil, își face un adăpost mobil, atunci lucrurile sunt mai simple. Ia o autorizație pentru o construcție provizorie și a terminat bâlciul. După ce a luat autorizarea de construire, începe să plimbă pe la autoritățile statului. Ultima rămâne mediu. Dar în general, când se dă autorizarea de construire, spune pompieri, protecție civilă, dacă ai vreo unitate militară, te trimite și pe la SRI. Așa, apele române, DSV-ul și vedeți că fiecare vrea alt gen de act. Deci când ajungi la ei, gata. Când ai finalizat toate aceste acte, te duci cu ei la mediu și începi discuțiile, de fapt luptele. După ce ai luat și... E durată cam vreo 3-4 luni. Dar vă trebuie foarte multă răbdare. Și tutiun pentru aia care fumează. Și după ce ați finalizat, vă apucați de treabă. Mulțumesc tare mult! Cu plăcere! Nu aș dori să zic că sunt promotorul unui sistem de creștere sau eu am inventat roata. Eu sunt zootehnist, am învățat în facultate sistemul de creștere intensiv, semi-intensiv și sistemul extensiv. Eu doar atât spun. Aceasta este doar o soluție tehnică pentru micii și mijlocii fermieri și pentru cei care au resurse financiare limitate. Nu zic neapărat că e cea mai bună soluție. Deci atâta timp cât există alte sisteme de creștere, există soluții. Dar este o variantă pentru momentul actual de dezvoltare a satului nostru românesc. Deci deocamdată ne lovim de fărmițarea terenului, de lipsa capitalului, de lipsa investițiilor și așa mai departe. Și atunci trebuie să găsiți o soluție ieftină. Dacă te duci la o firmă de profil de creștere a păsărilor și dai numai pe echipament 20.000 de euro, atunci, cu ce mai încep business-ul? Că dacă am 20.000 de euro, îi pun la bancă și mă duc și stau liniștit, nu mă mai stresez cu găinile și nu dorm noaptea. Că nu sunt ouă. Nu? Sau batem cu coșul și rezolvăm problema. Sunt ouă. Deci, cam asta ar fi problema. Deci, o investiție, eu am făcut un calcul pentru 4.000 de găini ouătoare, pentru un adăpost mobil, m-ar ajunge undeva la 15.000 de euro echipamentele, adăpostul și tot, și încă vreo 6.000 de euro mi-ar trebui pentru rătănii. Dar sunt 4.000 de găini ouătoare. Acum depinde de cine sau cât vrei să câștigi. Dacă vrei să câștigi mai puțin sau ai altă activitate conexă, atunci, într-adevăr, utilizezi meci cu 300 de găini, 400 de găini ouătoare. Dacă vrei, într-adevăr, să faci un business, atunci mergi de la un 3.000, 5.000 de găini sau pui de carne. Eu aș vrea să vă mulțumesc că m-ați suportat, m-ați ascultat și vă rog să mai veniți pe la revista Ferma. Mulțumesc!